Comuna Pârjol este o comună cu oameni gospodari, cu oameni deosebiți, o localitate pe care, desigur, dumneavoastră, cei care ne ascultați în acest moment, o cunoașteți. În drumul spre Tazlău Neamț trecem și prin Pârjol și tocmai de aceea ne-am gândit, având în vedere situația delicată prin care trecem, pot spune chiar complicată cu acest nou coronavirus, ne-am gândit să avem un scurt dialog prin intermediul telefonului cu domnul primar Vasile Lupu, primarul comunei Pârjol. Domnule primar, sunteți în direct cu noi în acest moment. O să vă rog să ne spuneți pe scurt care este situația în comuna dumneavoastră din acest punct de vedere în acest moment. Da, bună ziua, vă zic, de aici, de la Pârjol. Până în prezent, aș spune una optimistă. Nu avem cazuri confirmate și nici suspecte de acest virus. Ați, desigur, ați discutat și prin intermediul telefonului și mai de la distanță, acum că știți, este această izolare la domiciliu a cetățenilor. Cam cum simțiți dumneavoastră? Pentru că ei, mai ales cei în vârstă, mai ies după cumpărături, după alimente, sigur, respectând ordonanța militară. Cam care este starea de spirit a oamenilor din comuna Pârjol? Relativ bună. Majoritatea au înțeles că stând acasă se protejează atât pe ei cât și pe persoanele dragilor. Deci să înțeleg că aceștia respectă sfaturile pe care dumneavoastră ca autoritate locală și desigur bănuiesc că stând acasă văd și pe televizor sfaturile pe care le dau specialiștii. Înțeleg că sunt izolați la domiciliu, adică nu prea mai circulă prin comună fără motiv. Da, ce să zic, încă din prima zi de când s-a declanșat această epidemie și la noi în țară am tot transmis tot felul de mesaje informative pe pagina noastră de Facebook și nu numai. Echipele formate din personal de asistență socială și poliția locală au mers prin sate și au interacționat direct cu cetățenii explicându-le că cel mai bine este să stea acasă și că în caz de urgență ei sunt pregătiți să le ofere ajutor. Ați constatat în ultima perioadă prezența unor cetățeni care au venit din străinătate? Da, avem persoane care s-au întors acasă, într-adevăr, în perioadă, cu indicație pentru cei întorși din zone roșii de autoizolare la domiciliu, pentru o perioadă de 14 zile. În toată această perioadă au fost monitorizați de polițiști locali, neexistând sancțiuni în acest sens. Iată, asta e un lucru care ne bucură foarte mult, că oamenii au înțeles că dacă vin din zonele roșii sau galbene, trebuie să stea autoizolați la domiciliu. Puteți să, fiindcă știți, oamenii mai au de rezolvat în această perioadă și anumite probleme administrative, o să vă rog să ne comunicați pentru ei un număr de telefon fix, unde mai pot lua un sfat de la autoritățile locale, de la dumneavoastră, și o adresă de e-mail unde pot trimite, poate au anumite solicitări în această perioadă, tocmai pentru a evita contactul direct cu funcționarii publici de la primărie. Da, și în acest sens a fost făcut un anunț postat ulterior pe pagina noastră de Facebook și la sediul UAT. Numerele de telefon pentru urgență la domiciliu sunt cele ale poliției locale și anume 078-775-2204 sau 0787-756-014. Cele de pe linia verde 0800-800-885 sau 0800-800-358 și numărul de telefon fix de la sediul primăriei 0234-384-016. Da, ei și prin e-mail, aveți cumva la îndemână și adresa de e-mail la care pot să trimită mesaje sau anumite lucruri? Adresa de e-mail este pe primărie contact@primaria-pârjol.ro. Da, e foarte bine. Noi am cerut aceste date la toți primarii cu care am discutat din județul Bacău
Și desigur că în momentul în care ne-am gândit și la dumneavoastră, am zis că este extrem de util ca oamenii să înțeleagă acum că este cel mai bine să evite cât mai mult să iese în spațiu public și să poate rezolva și pe cale electronică asemenea lucruri. Aș vrea să vă mai întreb care este starea de sănătate a funcționarilor din instituția dumneavoastră și ce măsuri ați luat în legătură cu siguranța de sănătate a acestora. Am luat măsuri de prevenire a răspândirii acestui virus încă de la început. Așa cum am mai spus, am dezinfectat sediul primăriei, am achiziționat mănuși și dezinfectant, am restricționat programul cu publicul, tocmai pentru a-mi proteja personalul și pentru a ne putea desfășura în continuare activitatea, pentru a rămâne în slujba cetățeanului, cum îmi place mie să zic. Da, mă bucur să aud asemenea lucruri. Ce mai considerați că mai puteți adăuga în această discuție a noastră? Până în acest moment, la noi în comună nu putem vorbi de cazuri sau situații speciale grave, pentru că nu avem cazuri confirmate de COVID-19. Ne gândim însă la persoanele în vârstă, de peste 65 de ani, fără susținători, care în cazul în care situația se va agrava, rămân prioritatea numărul 1. Ați făcut o evidență a acestora și bănuiesc că aveți o echipă care monitorizează activitatea lor. Sigur. Avem o echipă, sunt monitorizați, este situația transmisă și la Bacău. Țineți legătura cu domnul prefect în această perioadă? Sigur. Ținem legătura și cu domnul prefect, ținem legătura și cu DCP-ul, deci suntem în colaborare, orice problemă să fie rezolvată la timp. Da. Da. Pentru că eu vă știu un om deschis, un om extrem de direct cu oamenii, ce mesaj le-ați transmite dumneavoastră acum pe finalul discuției noastre? Mesajul pe care vreau să-l transmit și îi rog pe această cale să-l și înțeleagă este că protejându-vă sănătatea, vă protejați familia și comunitatea. Astfel, dragi cetățeni, cea mai bună măsură pentru prevenirea răspândirii acestui virus COVID-19 este distanțarea socială și îndemnul. Acasă. Vă mulțumim foarte mult și încă o dată apreciem deschiderea dumneavoastră și transparența de care dați dovadă în relația cu presa și nu numai, pentru că iată, cu o asemenea primar pe care avem noi aici în județul Bacău, reușim să comunicăm foarte bine și putem noi ca presă să le transmitem prin intermediul nostru cetățenilor mesajul direct al celor care îi reprezintă. Domnul primar, vă dorim multă, multă sănătate și toate cele mulțumesc bune. Mulțumesc și eu, într-adevăr, vreau să mai completez ceva, dar... Vă rog. Cum vă spuneam și mai înainte, încă de când s-a decis închiderea școlilor, am făcut o dezinfecție în toate școlile funcționale din comună, cât și în sediul primărie, pentru a împiedica răspândirea acestui virus. Urmează ca zilele acestea să procedăm la o dezinfecție totală a comunei, drumurile publice, bisericile și spațiile comerciale. E foarte bine, eu sunt convins că oamenii vor fi bucuroși să afle că și aceste locuri, probabil și locurile de joacă pentru copii și alte locuri publice sigur. Astea le-am făcut, jocurile pentru copii, avem un parc care l-am terminat, deci s-a făcut dezinfecție. Mm-hmm. Da. Ce putem, noi suntem aici, răspundem la telefon 24 din 24, nu se pune problemă. Vă mulțumim, ajutorul lor. Vă mulțumim foarte mult, domnule primar, și să ne reauzim și să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși, așa cum vă știm noi întotdeauna, pentru că de câte ori trecem prin Comuna Prâjol, ne oprim și pe la dumneavoastră. Să auzim numai de bine, domnule primar. Vă aștept cu drag. Sănătate multă vă doresc. Sănătate, la revedere. La revedere.